Fraților, bine v-am găsit la o nouă farsă, după cum ați văzut și în titlu. Astăzi am pregătit o farsă ceva mai specială. Pentru că de ce? Eu am un avantaj, pentru că ce că aș avea bubatul acum, dar eu zic că n-am. Adică mă simt foarte bine, dar bube tot am pe mine, mă rog. Și am terminat de filmat cu lectoratul, iar el mi-a zis că se duce în Auchan să facă niște cumpărături. Așa că eu am să mă duc, am să-i găsesc mașina, o să iau o foaie de aici, uitat, și o să-i scriu că i-am lovit mașina și că n-am putut să mai stau, că trebuia să mă duc la muncă și că să mă sune la un număr, mă rog. Iar el atunci, mașina nu o să fie lovită și o să stea să se uite unde am lovit-o. Nu o să se gândească că am fost eu, pentru că eu teoretic n-am voie să ies afară din casă, dar îmi risc sănătatea pentru a vă face vouă o farsă foarte bună. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe farse și haide să-i facem farsa. Acum o să mă duc în Auchan și o să-i caut mașina. Știu în general pe unde parchează, parchează aproape de a doua ieșire. Asta e intrare. Îmi cer scuze. Acum nu știu cu ce mașină s-a dus, dar vedem noi. O să iau așa. O să iau așa ușor și să vedem dacă o să ne meargă farsa. Adică eu zic că o să ne meargă, pentru că el n-are cum să se gândească că am fost eu. Na, e un lucru care îi se poate întâmpla oricui. Și să vedem ce reacție are. O să-mi parchez mașina la ceva metri așa și o să-l filmăm. Chiar vreau să văd ce reacție are. Stați aproape și haide să-i facem farsa. Ce dor îmi era de frumușica mea. Bă, deci n-am mai condus de fai de capul meu. Deci credeți-mă că am stat numai în casă și mi-era așa o cum să vă zic eu, un dor de ea și cât de frumos se conduce și tot. Ce mă salută lumea. Și am intrat în Auchan, fraților. Acum trebuie numai să-i găsim mașina lui lectoratul. Îmi imaginez cam pe unde o parchează el de obicei. Eu o să o parchez undeva, știți pe unde, uitați, să nu bată la ochi. O să o parchez undeva pe aici. Aici, tie, tata, tot. Fraților, scot aici un pix și o să scriu așa pe foaia asta, ia uitați. Stai așa, dacă mai știu să mai scriu. Scriu aici așa frumos. Ți-am lovit mașina, dar trebuie să ajung la muncă. Trebuie să ajung repede. Repede la muncă. Așa, și aici zicem așa, sună-mă, 2.074, stai așa, 074 007 573, sunt 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta e. Și eu și-o rup acum. Am rupt-o într-un mare fel, dar nu contează, haide să-i băgăm în geam. Și să vedem ce față o să facă. Sper că se aude de vânt, ia să vedem. Uite prostul ce se uită. Nu-și dă seama. Ia. Asta sună, băga mi-aș piciorul și e un număr inventat. Asta s-a venit spre el. Ce făcuși, bă, slăbirea ăștia mașina?
Greșit numărul de telefon. Nu, prostule, eu liventa, ea e a mea. Deci ești așa prost, îmi scrisești numărul din 9 cifre. Sunt 10, bă. Sunt 9. 3 cu 2, 3, 6. Fătu-te în cură să te fumăști. Și dracu, parcai 10 minute, ne-am și mă întorc. Mă, parcai și aici ca să nu mă atâncă nimic. Bă, prostule, te gândeai tu, Bercea, care era acasă, bubatul, să-ți facă ție farse? Poate îmi dai bubatul, că îți dau muia de bubat. Ce scris ai sus, marmă! Știu. Fraților, i-am făcut farsa, am reușit, mi-am pus în pericol iarăși sănătatea din cauza voastră. Ce pâine, unde a lovit omul încărțești? Că nu e nimica pe ea. Știi, hai totul să-l sun, știe el ce știe de blăsă în geam. Fraților, nu uitați să apăsați și voi buton de like pentru mai multe farse acum. Oh, nu mai da, prostule, că-s bolnav. Vrei să leșin? Hai, lasă-mă în pace. Fraților, gata, a mers farsa, acum mergem cu lecturatul la Andra. Ce are eu? Pentru că nu m-am mai văzut cu el așa, să mai petrecem timp împreună de câteva zile și mergem acolo să mai fumăm o țigare. Pentru că eu mă simt senzațional și chiar m-am săturat să stau de atâta zile în casă. Bă, ce vreau să vă zic, deci cred că ori mâine, ori săptămâna viitoare o să urmeze un car vlog. Nu că șmecher, cel mai șmecher car vlog de până acum pe care l-ați văzut pe orice canal din România. Aproape. Au mai fost, dar nu chiar așa. Abia aștept să fac dintr-o mașină care pe mine m-a îmbolnăvit. Deci m-a îmbolnăvit mașina aia. Și nu vreau să vă zic ce mașină e, dar eu am rămas, cum să vă zic eu vă, nu că, bă, deci m-am îmbolnăvit, deci a băgat boală în mine. Deci mi-a venit să-mi vând mașina, să-i dau foc, să, mamă, ce curare asta. Uai, ce-mi plac femeile. E de pe ăștia, se bat acolo, bă, nu voi bateți în mijlocul drumului, ce vreau la. Cui vă regulez femeile, pe o monedă la urmă, istoria, speranțele, visele. E tata muzică. Ia uitați aici ce consum îmi afișează. Dar el de fapt nu este atâta. Marfă, băiatul, ce bine le zice Nino Nino ca mașină de poliție, dar vreau și eu să ies afară, băga mea și piciorul, că am stat numai în casă, m-am săturat. Să-mi iau și eu sucul și să-l așteptăm pe electoratul să vină și el. E tata. Mamă, ce, ce vânt îi dă. Ia uitați, ea este frumoasa mea. Bă, ce dor mi-a fost să o conduc atâtea zile. A stat pe loc nemișcată, n-a avut nimic. Păcatele lumii. Cum îi place, uitați. Nu, cam atâta, poți să bagi piciorul sub aripile. N-a ajuns că se opri la una pe drum. Pe cuvântul meu. Băi, ce-mi schimbă voi mie? Nu vă plac vouă, a da și ăștia. Acum, sincer. Stați așa, să-mi pun piciorul, dar nu știu cum să-l pun. Pe mașină. Nu pe mașină. Stați așa. Ah. Nu vă plac vouă Adidas și ăștia, că mie îmi plac de mor și ăștia zic că sturâți, dar mie îmi plac, deci mi se par geniali. Cum arată așa mișto. Vreau să ziceți părerea voastră în comentarii. Fraților, sper că m-auziți de vântul ăsta, nici nu știu cum să stau acum, doar ce am ajuns și noi. Eu o să închid această farsă aici. Lecturatul vrea să facă și el un review la 8, un review pe care vi l-am promis de foarte mult timp, un review detaliat. Nu uitați că o să și-l pună și el pe canal. Să apăsați pe un like, Instagram-ul meu în descriere și dacă mai vreți farse pentru lecturatul. Hai, bine, pa, pa, pa.